Un vehicul militar parte dintr-un convoi a fost implicat astăzi într-un accident rutier în județul Bacău. Vehiculul s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului și, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Incidentul a avut loc la ieșirea din orașul Onești, iar camionul făcea parte dintr-un convoi militar care transporta muniție și se îndrepta către Ucraina. Echipajele de intervenție au intervenit rapid la fața locului, iar polițiștii investigează circumstanțele în care s-a produs incidentul. Astăzi Oneștiul a fost traversat de un convoi însoțit de poliția militară. Vehiculele nu aveau simboluri de identificare națională. Cir Circulația în oraș a fost paralizată pe perioada traversării convoiului.